să începem. Ce aș vrea să vă spun despre anxietate? Aș vrea să discutăm despre cauze fizice, emoționale și spirituale. Nu știu dacă vine ca o surpriză pentru voi să aflați că există mai multe niveluri de cauzalitate în ceea ce privește anxietatea, cel puțin din perspectiva acupuncturii. Știați de această stratificare? Nu. Ok, o să explorăm împreună să vedeți cam ce înseamnă, ce implicații au aceste niveluri și ce poate să cauzeze, din perspectiva acupuncturii, anxietatea și, evident, cum putem să o tratăm. E de menționat un lucru foarte de bază. Acupunctura presupune niște meridiane energetice pe piele, meridiane care sunt asociate unor organe și fiecare meridian are niște puncte de acupunctură. Aceste puncte reprezintă zone unde acel meridian sau energia din acel meridian poate fi accesată și poate fi influențată într-un anumit mod foarte specific. Ok? Aceste puncte au rolul de a ajuta organismul să regleze funcția respectivă. Iar el face aceasta prin a regla atât pe plan fizic, cât și pe plan mental, și emoțional, și spiritual. Când mă refer la fizic, mă refer la ceva foarte concret. Da? Am o durere, e fizică, poate să mă ajute să scap de ea. Când mă refer la mental, la ce mă refer? Mă refer la faptul că poate, nu știu, nu am putere să iau niște decizii, sau nu gândesc foarte clar, sau am o problemă de memorie. Da? Asta e nivelul mental. Dacă mă refer la nivelul emoțional, e destul de simplu. Da, anxietatea pică în această categorie. Dacă mă refer la nivel spiritual, nu are treabă cu religia, are treabă mai degrabă cu ce îmi dă mie o satisfacție profundă în viață. Ce îmi dă împlinire la nivelul cel mai profund. Complet disociat de orice fel de religie, da? E vorba de ce simt eu în mine, fără niciun fel de asocieri cu altceva. Și ne luăm pe rând, da? De exemplu, o să încep cu cauzele emoționale ca să înțelegeți după aia cauzele fizice. O să vedeți de ce. De exemplu, anxietatea, în primul rând, este de două tipuri. De fapt, de trei tipuri. Există o anxietate care vine dintr-o lipsă de stabilitate. Vine dintr-o senzație, nu sunt eu foarte sigur, am un fel de nisipul mișcătoare sub picioare. Și are nuanța de îngrijorare. Adică, dacă am lăsat geamul deschis, dacă am lăsat lumina aprinsă, dacă vine poștașul și nu mă prinde acasă, și ce fac? Sau dacă mă sună cu Tărescu și XYZ, da? Te recunoști? Da? Pe ea? Ok. Deci e o îngrijorare care se caracterizează de o gândire ciclică. De ce zic gândire ciclică? Fiindcă îmi pun o întrebare, de obicei cu ce se întâmplă dacă, pe care încep să o repet. Dacă am lăsat gazele aprinse. Dacă am lăsat gazele aprinse. Sistemul disc de pick-up care se rotește pe aceeași chestie. Dacă am lăsat gazele aprinse. Dacă am lăsat gazele aprinse. Dacă am lăsat, deci nu se mai termină odată. Da? E aceeași chestie. Devine enervant inclusiv pentru persoana în cauză. Și ideea este că nu poți să ieși din acel disc de pick-up care e circular. Pac, 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 pac. Da? Adică nu ajunge nicăieri. Asta este un dezechilibru care este asociat splinei. Splina este cea care face parte din așa zis elementul pământ. Vedeți aici cele 5 elemente. Lemn, foc, pământ, metal, apă. În ideogramele chinezești. Elementul pământ de care ține splina și stomacul are legătură cu ideea de stabilitate. La partea emoțională, la ce ne referim? La stabilitatea căminului în care creștem. Dacă momentul în care ajungem într-o familie este un moment în care noi ne simțim în siguranță, deoarece există armonie, părinții nu țipă unul la celălalt, există bucurie, joacă, stabilitate, previzibilitate. Nu există șocuri emoționale. Mama, apropo de elementul pământ, mama este asociată elementului pământ, mama este disponibilă pentru noi. Extrem de important acest aspect. Deoarece relația pe care noi o stabilim cu mama devine un model pentru relația noastră cu viața.
E foarte evident, este un lucru care este cunoscut și din psihologia și psihoterapia clasică, se regăsește și în acupunctură. Evident, vorbim despre același animal, omul. Diferența este că dacă în psihoterapie și în psihologie înțelegem aceste lucruri dintr-o posibilitate de intervenție cognitivă, adică dacă vreau să înțeleg și să intervin asupra omului respectiv, o fac din vorbire, da? Psihoterapia este o terapie prin vorbă, în acupunctură nu mă interesează atât de mult vorba, cel puțin nu ca intervenție terapeutică, ci mă interesează activarea acelor circuite energetice care corespund arhetipului de mamă. Imaginați-vă așa. Știți cum sunt întrerupătoarele alea de lumină cu potențiometru? Da? Ok, bun. Ideea este în felul următor. Noi venim cu aceste circuite emoționale, spirituale, de cu toate alea, da? Arhetipul mamei, zicem. Ok? Arhetipul mamei este ceva care este codificat în fiecare dintre noi. În momentul în care noi venim pe lume, el este inactiv, ca de altfel toate arhetipurile, și al tatălui, și al familiei, și al ideii de parteneriat, iubit, iubită, și așa mai departe. Toate acestea există în noi, doar că sunt inactive. Și atunci ele așteaptă să fie activate. Măsura în care ele sunt activate, sau nu, determină cum ne vom comporta. Respectiv, venim pe lume, avem acest arhetip al mamei care este inactiv. Dacă avem o mamă, atunci mama, în funcție de cât de bine joacă rolul, ne activează acest arhetip. Cu alte cuvinte, e ca și când am spune la ce înălțime se ridică mama, cât de mult se apropie de acel arhetip. Și dacă este la 70%, dăm potențiometru la 70%. Restul de 30% rămâne lipsă. La fel, cu tata, dacă avem potențiometru de 40%, restul rămâne 60% lipsă. Efectiv, nu e lumina destul de puternică. A rămas acolo. A rămas un ciclu de dezvoltare incomplet. Evident, mai mult, mai puțin, indiferent cum ar fi. Ok? Bun. Ce se întâmplă în acupunctură? Identificăm arhetipurile care sunt probleme. Știm care sunt corespondențele între meridianele de acupunctură și arhetipurile respective și cu tratamente activăm energetic acel potențiometru. Da? Nu mai avem nevoie și nici nu se mai poate, la vârsta de 30, 40, 60, 80 de ani, când vine pacientul la tratament, nu se mai poate să îl faci să-și retrăiască copilăria, îl duci, îi schimbi trecutul și îl aduci în prezent. Dar nu e necesar. Fiindcă îi activezi și îi cultivi, îi crești potențiometru cu aceste circuite energetice. Ok? Bun. Evident, asta este simplu în teorie. E ca și când v-aș spune, o rachetă funcționează că are flăcări pe fund și zboară. Evident că e mult mai complex decât atât. Da? Dar asta e principiul general. Deci, revenind la povestea cu spina. Spina are legătură cu ideea de mamă și cu ideea de stabilitate. Altfel, altceva. Mai avem, de exemplu, partea de conținere. În momentul în care noi suntem la pieptul mamei și mama ne ține în brațe, noi știm, avem sentimentul că nimic rău nu se poate întâmpla. Ne simțim conținuți, ne simțim protejați din toate părțile. Asta este corespondența unui alt meridian. E unul dintre cele 8 canale extraordinare, se numește REM. El ne face să fim, cum să spun, ca un fel de, să avem ca un fel de protecție, astfel încât să fim detașați de orice ni s-ar putea întâmpla. Adică să nu ne implicăm, să nu fim hipersensibili emoțional, din punctul ăsta de vedere. Da? Observați această corespondență? Scopul nu este să vă zic toate arhetipurile cu toate meridianele, evident că nu ar fi destul timp. Dacă vreți ceva mai amplu, avem cursuri la dispoziție care sunt mult mai amănunțite. Ideea este să înțelegeți principiul. Să înțelegeți că la nivel emoțional, fiecare organ are niște funcții. În momentul în care funcțiile acelea nu mai funcționează cum trebuie, apar disfuncțiile. Dacă spina are legătură cu ideea de lipsă de, sau mă rog, de stabilitate în cămin și ea nu-și face treaba cum trebuie, eu o să am un sentiment continuu de lipsă de stabilitate. Dacă eu am acel tipar de gândire circulară în care mă gândesc dacă am lăsat apa deschisă, dacă am lăsat gazele aprinse, dacă XYZ, degeaba vorbește cineva cu mine și îmi spune stai mă liniștit că na,
stai liniștit, că nu contează ce. Ajunge la mine, ajunge rațional poate, dar nu face un declic. Ok? E, ideea este că în momentul în care facem un tratament cu acupunctură, apare dinăuntru sentimentul de stabilitate și atunci singur nu mă mai gândesc. Nu e o alegere pe care o fac eu, se întâmplă spontan. Ok? Asta este magia acupuncturii. Evident, apar complicații pe parcurs, fiindcă lucrurile nu sunt atât de simple. Nu vreau să aveți o imagine greșită. Există un preț. Și nu mă refer la prețul ședinței. Mă refer la faptul că în momentul în care ai avut o copilărie nefericită și ți se activează arhetipul mamei și devii mai sigur pe tine și începi să simți mai multă stabilitate și mai multă hrană emoțională, ce credeți că se întâmplă? Mergeți acasă fericiți? Aiurea! Se declanșează furia că n-ați primit ce a trebuit să primiți. Deci lucrurile sunt mai complexe. Da? Sunt tot felul de reacții de vindecare care sunt naturale. Da? Un copil nu se înfurie din cauza că are o loialitate față de părinții lui. Din cauza că știe că este dependent în toate formele de părinții lui. În momentul în care el primește din interior hrana pe care ar trebui să o primească de la părinții lui, atunci el nu mai este dependent și se dezinhibă de la a fi agresiv și brusc devine furios. Fiindcă acum aș permite. Okay? Deci, ideea este să vedeți că există nenumărate reacții în lanț posibil. Altă idee. De exemplu, v-am povestit de splină. Hai să vă povestesc foarte pe scurt de rinichi. Dacă splina are legătură cu anxietatea de tip îngrijorare, rinichii au legătură cu anxietatea de tip teamă. Care e diferența între ele? Îngrijorarea este ceva de genul nu sunt eu foarte confortabil, dar o să supraviețuiesc. Da, adică dacă am lăsat apa deschisă, nu o să se întâmple mare lucru. În cel mai rău caz se întâmplă o inundație. Dar nu mă simt, nu-mi simt existența amenințată. Asta e o chestie de splină. Și dinamica ei este ciclică. Mă învârt în cercuri. În momentul în care vorbim de o dinamică de rinichi, de exemplu, acolo este o chestiune de anxietate care e de fapt mai spre teamă. Acolo e ceva de genul da? Dacă dă mașina peste mine, nu e o chestie că mă gândesc eu că dă mașina peste mine. Văd mașina că dă peste mine. Sau, nu știu, văd un câine și înlemnesc din cauza că am o fobie cu câini. Și atunci chiar simt că pot să mor, că mă omoară ăla acolo. Acolo. Atunci nu mă mai gândesc dacă mă mușcă. Sunt acolo în șocul că nu mă mușca. Ok? Și atunci dinamica nu mai este ciclică. Dinamica este de înghețare. Așa. Ok? Asta este o dinamică de